Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 9, vom citi, începând cu versetul 57. Luca 9, de la 57 la 62. Cum să urmăm pe Isus? Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis, Vino după mine! Doamne, i-a răspuns el, Lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, Lasă morții să-și îngrope morții, și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Sunt tare bucuros ca la începutul anului 2023, încă în luna ianuarie, să vă găsesc în casa lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Nu știu dacă dumneavoastră știți, poate știți, dar așa, pe la noi, prin partea aceea, prin Timișoara și prin alte părți, se vorbește despre Oradea că este un oraș din ce în ce mai frumos. Ați auzit și dumneavoastră? Ați auzit asta? Eu n-am avut timp să-l văd cum l-ați văzut dumneavoastră. N-am avut timp să o iau agale prin Oradea și să văd cât e de frumos Oradea. Dar îndrăznesc în această seară să vă spun ceva. Ce cred cu toată tăria pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Cred că cel mai frumos loc din Oradea este acesta. Amin. Știți de ce? Scrie în cartea aceasta așa. Frumos. Frumosul dacă îl luăm din perspectiva lui Dumnezeu. Zice Psalmul 92, frumos este să lăudăm pe Domnul. Or fi lucruri frumoase în Oradea, dar cred că Dumnezeu dintre toate își îndreaptă privirile spre locuri ca și acestea și se bucură să vadă că de aici se cântă glorie mielului, să vadă că de aici se înalță rugăciuni și este înălțat numele Domnului. De aceea îngăduiți-mi să vă mai zic o dată: Domnul să vă binecuvânteze. Ați început bine anul acesta. Am înțeles că ați avut zile de rugăciune, acum zile de ședere lângă Cuvântul Domnului, ședere și ascultare de Cuvântul Domnului. E un mare har și vreau să vă spun că atunci când stăm în locuri ca și acestea, Dumnezeu ne încarcă spiritual. Vă mulțumesc că m-ați invitat să fiu împreună cu dumneavoastră într-o seară ca și aceasta și mă rog lui Dumnezeu ca El să ne încarce pe toți. Amen. Dragii mei, cum să urmăm pe Isus? Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce ziceți? E ușor să-l urmezi pe Domnul Isus sau nu e ușor? Puteți să răspundeți oricum unii da, unii ba, că nu greșiți. Pentru unii e greu, pentru alții e ușor și nu vă vom contrazice. Însă, dragii mei, în această seară aș vrea să stăm lângă Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu și să înțelegem că urmarea Lui Hristos este un lucru foarte, foarte serios. Uh. S-au dat rezultatele preliminare ale recenzământului pe care l-am avut anul trecut. Și precis, v-ați uitat și dumneavoastră, știți care a fost constatarea mea? A, am multe constatări de acolo, dar, în primul rând, sunt mulți care nu și-au declarat religia, zic ei, sau probabil nu le-a mers aplicația aceea, cel puțin eu știu o situație din asta, când la întrebarea asta aplicația n-a mai funcționat. Ei bine, sunt mulți care nu și-au declarat religia, dar dintre cei ce și-au declarat religia, 97% s-au declarat a fi creștini. Ce ziceți, e mult sau puțin? Imaginați-vă! 97%, adică 3% dintre cei ce și-au declarat religia, au zis că sunt altceva decât creștini. Și de v-ați uitat? 85,3% au spus că sunt creștini. Ortodoși. apoi 4,5% au spus că sunt creștini romano-catolici, apoi 3% au spus că sunt creștini reformați, 2,5% au spus că sunt creștini penticostali. Și după aceea mai sunt câteva grupări religioase creștine. Ce ziceți? Dacă toți cei 97% care și-au zis creștini Chiar l-ar urma pe Hristos? Cum credeți că ar arăta țara asta? Aș zice un mare aleluia, dar nu pot. În condițiile în care văd că oamenii s-au declarat a fi creștini, însă nu sunt urmașii lui Hristos. Și lucrul acesta este de-a dreptul dureros. Dacă am pus întrebarea. Credeți că e ușor să-L urmezi pe Hristos? Dragii mei, trebuie să vă spun că am o mare bucurie în calitatea pe care o am de predicator al Evangheliei să pot să spun oamenilor că Domnul a făcut umblarea către cer atât de facilă oamenilor. Le-a dat posibilitatea oamenilor să ajungă în cer și pentru aceasta s-a coborât El Dumnezeu din ceruri a luat chip de om. A locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și după aceea a trasat o cărare. Și multora, gândiți-vă la pasaje din Evanghelie. Întâlnea oameni și zicea, Tu vino după mine, vino după mine, cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric. Dar de ce umblă totuși puțini oameni după Hristos? De ce sunt puțini cei ce urmează pe Hristos? Mie mi se pare cel puțin ciudat să văd că el a trasat cărarea, el a mers înainte pe cărarea aceasta și bieții oameni, în loc să meargă după Hristos, se uită după tot felul de cărări, după tot felul de lucruri pe care le găsesc în lumea aceasta și nu se țin după Hristos. Dragii mei, cărarea către ceruri când ne ținem de Hristos e o mare binecuvântare. Am avut ocazia să, să mă duc în Australia și frații de acolo la un moment dat au zis, frate pastor, beneficiui, a zis frate Nelu, astăzi ne ducem într-un parc mare cu niște copaci uriași. Și pe ramurile acelor copaci este o punte, treci din copac în copac, la înălțime mare. Când am auzit că trebuie să merg la înălțime mare, trebuie să vă spun că eu am o problemă cu asta. Și am zis, frate Beni, știți, eu nu sunt așa curios de umblat pe acolo. Mai bine lăsați. N-am avut încotro luaseră bilete de intrare în parcul acela și m-am dus. Și am aplicat o metodă a mea, ca să nu mă uit în jos de la înălțimea aceea, ca să nu am emoțiile căderii de la înălțimea aceea, mi-am fixat privirea în ceafa fratelui Beni. Și fratele Beni mergea 2 metri înainte și eu mă duceam după el tot așa. Și știți că am reușit să fac și eu traseul? Dragii mei, vreau astăzi să vă spun, al urma pe Hristos este o mare binecuvântare. Pentru că El a mers înaintea noastră și ne-a chemat și ne-a zis, veniți după mine. Dar iată că sunt totuși puțini oameni care înțeleg ce înseamnă să-l urmezi pe Hristos. Frații mei și surorile mele, prieteni dragi prezenți astăzi aici, în țara aceasta noastră, care îi place să-și zică țară creștină, din păcate, creștinii caută un creștinism altfel decât cel pe care ni l-a lăsat Hristos. Îmi pare rău să o spun, oamenii caută un creștinism comod și tocmai de aceea fiecare ar fi interesat, și vai, piața e așa de largă. Atâtea oferte sunt și spirituale. Vino la noi că la noi uh, facem uh, predici numai de 15 minute și e mai simplu. Nu stai să asculți tu 40 de minute de predică sau uh, cu zeciuala, merge la noi și zeciuala de aia de 5% sau de 2%. tot felul de invenții de felul acesta, dragii mei, și îmi pare ciudat să știu că El, Hristos, ne-a chemat să luăm în serios creștinismul. Și este dureros să vezi că astăzi Apar tot felul de biserici în care nu vi se pare ciudat, nu se mai predică împotriva păcatului. Foarte multe biserici, dacă asculti predicile lor, sunt discursuri de dezvoltare personală. Atâta tot. Nu se mai predică împotriva păcatului ca să nu ofenseze. Și acest lucru este dureros. Când Hristos a venit ca să ne scape de păcat. Nu se mai predică doctrinele fundamentale ale scripturii, ca nu cumva să zică cineva că suntem intoleranți. Nu se mai practică disciplinarea bisericească ca să se simtă oamenii toți acceptați. Dragii mei, eu știu, oamenii trebuie să se simtă toți acceptați dar vă rog să luați în considerare cine vine la Hristos trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Cine rămâne în mine, zice el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Lucrul acesta contează nespus de mult și de aceea astăzi vreau să vă spun dragii mei că trăim această dramă a unui popor ce zice creștin, în care, vai ce puțini sunt creștini adevărați și facem evangelizări. Ar zice unii, ne și spun unii, ce evangelizări să faceți voi într-o țară creștină? Ei bine, dragii mei, în această seară, mesajul meu către toți cei ce mă pot asculta este nu altul decât frați, surori, prieteni, veniți să-L urmăm pe Hristos. Uitați-vă la cei ce urmăresc meciuri de fotbal, microbiști. Am văzut o fotografie de pe un teren din ăsta de sport, care se juca pe vreme de ninsoare și stăteau în tribune nici. poate ați văzut și dumneavoastră pe internet fotografia aceea a circulat, stăteau nici, săracii de ei și plouați și niși acolo și stăteau de dragul echipei lor. Și atâția creștini astăzi nu stau aproape de Hristos. Că picură un pic afară și cum să se ducă ei, că picură afară. Alții zic că e prea departe, alții zic că e prea aglomerat. Și iată, frații mei și surorile mele, trăim o dramă a unui creștinism fără Hristos. Aș vrea astăzi să ne uităm la cuvântul pe care l-am citit din Scriptură și să înțelegem câteva adevăruri. Mie mi se pare foarte interesant. Câteva versete mai jos, Domnul Isus s-a adresat oamenilor și le-a zis așa, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Și zicea Domnul așa, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Adică Domnul Zice, secerișul este mare, lucrătorii sunt puțini. Dar n-ați observat dumneavoastră în textul acesta pe care l-am citit eu? Au fost doi voluntari aici, care au zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge, zicea unul dintre ei. Altul, te voi urma, dar lasă-mă să. Nu e interesant că Domnul, în loc să se bucure că apar doi voluntari, Stă și le vorbește despre ceea ce nu le place lor să audă. Și zice unuia: Păsările au cuiburi, vulpile au vizuini, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. De ce face domnul asta? Ca să înțelegem că al urma pe Hristos presupune o anumită exigență. Nu poți să ai pretenția că-l urmezi pe Hristos. Dar tu umbli pe cărările lumii acesteia. Nu poți avea pretenția că-l urmezi pe Hristos când tu te oprești pe loc să scurmi în pământ și atâta tot. Dragii mei, din toată inima doresc ca noi, cei ce suntem aici, în această seară, când vom pleca de aici, să plecăm hotărâți zicând, Doamne, de astăzi înainte eu vreau să te urmez pe tine oricât ar costa. Pentru că trebuie să spun astăzi că Domnul are pretenții. El vrea să-l urmăm, dar nu oricum, nu de la distanță. La un moment dat știți că, zice scriptura, Petru l-a urmat de departe. Dar a și căzut Petru dacă l-a urmat de departe pe Domnul. Domnul vrea să ținem aproape de el. Și știți ce așteaptă de la noi, frații mei, surorile mele, prietenii mei dragi. El așteaptă să-L urmăm cu dedicare totală. Vă supărați pe mine dacă v-aș ruga să ziceți cuvintele acestea, dedicare totală? dedicare totală? Mulțumesc! Dedicare totală, asta știți ce înseamnă? Să ne dăruim pe noi înșine lui, cu tot ce suntem și cu tot ce avem. zice în Luca la capitolul 9 cu 23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Sunt mai mulți ani. La câțiva ani după Revoluție am avut ocazia să intru în casa fratele lui Costică, Caraman, în București. Un om care a suferit mult pentru Hristos, a stat închis. Un om care a făcut tot ce a stat în putință să-L urmeze pe Hristos. Și am stat ca un ucenic cu minte lângă omul acela și la un moment dat i-am zis așa, frate Costică, ce credeți că lipsește creștinismului contemporan? A stat omul acela, a oftat și după aceea mi-a zis așa. Vinul i-a amestecat cu multă apă. N-am înțeles. Și a continuat el zicând așa. Lipsește lepădarea de sine. Dragii mei, ca să-l urmezi pe Hristos, trebuie să mergi pe unde merge El. Da, dar atunci. Ce, eu nu mai vreau să mă duc pe undeva, pe unde vreau și eu. Voința ta trebuie să se supună voinței lui. Când îl urmezi pe Hristos, poți să cânți cu adevărat cântarea aceea, voia ta, nu voia mea, să se facă Doamne în viața mea. Dragii mei, aș vrea, dar în această seară. Să fim de acord cu un lucru. 97% dintre români sunt de acord că al urma pe Cristos e un lucru bun. Și îți vor spune unii, trebuie să-l urmezi că are învățătură bună, trebuie să-l urmezi că așa e religia, trebuie să-l urmezi pentru că și pentru că. Însă, dragii mei, sunt prea puțini oamenii aceia care cred că cel mai important lucru din viață este să-L urmezi pe Hristos. Și mai zic o dată, cel mai important, mulți zic că e important să-L urmezi pe Hristos, dar puțini sunt cei ce cred că a urma pe Hristos este cel mai important lucru din viață. Știți de ce, dragii mei? El, Hristos, a venit și a deschis o cărare, o cale, îngustă, dar dreaptă, cum ziceți, și e bună că duce în sus, drept la cer. Ori, dragii mei, noi vrem să ajungem în cer, dar pentru aceasta, ca să ajungem în cer, e important să stăm aproape de Hristos pe calea Lui. Mi s-a părut interesant citind acest cuvânt din Scriptură să văd voluntarii aceștia. Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și vine Domnul Isus și zice, vulpile au vizuin, păsările au cuiburi, fiul omului n-are unde să-și plece capul. Am mai auzit ceva despre omul ăsta? Nu. De ce oare credeți? Pentru că să-L urmezi pe cel ce nu-ți poate oferi confort, și vreau să înțelegem astăzi, dragii mei, aș vrea să înțelegem că omul acela a socotit că e important să-l urmeze pe Hristos. Dar nu era mai important decât confortul lui personal. Sunt astăzi oameni care zic, da, e important să-l urmăm pe Hristos. Dar mai important decât asta este să fim noi confortabil și cum să te duci tu până la biserică dacă picură. Nu? Ori, dragii mei, veniți să înțelegem în această seară, fiecare dintre noi, că marea problemă a creștinismului contemporan, una dintre ele, este iubirea de confort mai mult decât iubirea de Hristos. Și atunci, cred că e drept să ne punem niște întrebări. Să ne gândim la oamenii care urmândul pe Hristos au stat, zice evrei 11, sfârșitul capitolului, au stat ascuns și în peșteri. Au trebuit să sufere persecuții grele. Chiar credem noi că e așa de ușor să ajungem la aceeași răsplătire dacă noi nu vrem să plătim nici măcar prețul propriului nostru confort? Eu doar întreb, dragii mei, și cred că e normal în vremuri ca și acestea să ne punem întrebările acestea, pentru că vedeți când oamenii prețuiesc confortul mai mult decât pe Hristos, atunci este o problemă. Și slavă Domnului, avem confort, avem case confortabile, avem mașini de spălat, avem toate cele și am zice, Doamne, ni le-ai dat toate acestea ca să avem mai mult timp să te căutăm pe tine. Dar oare așa -i? Dragii mei, al urma pe Hristos nu e un lucru ușor pentru că ai de luptat cu tine însuți. Când trebuie să lupți cu tine însuți și cu dorințele tale, și să zici, Doamne, nu dorințele mele vreau să primeze, ci dorințele tale. Când trebuie să lupți cu tine însuți, când trebuie să lupți cu ispitele și chemările cântecului de sirenă care te cheamă să te duci ban stânga, ban dreapta. Nu e un lucru simplu. Dar adevărații creștini sunt gata să plătească un preț. Și în această seară eu pun în mod provocator această întrebare. Dragul meu, Înțelegi tu că Hristos caută oameni care sunt gata să renunțe la confortul lor personal de dragul urmării lui Hristos? El care cunoaște inima oamenilor l-a văzut pe voluntarul ăsta care a venit plin de entuziasm și a zis: "Doamne, te voi urma oriunde vei merge." Ce frumos sună. Declarație de credință frumoasă. Te voi urma oriunde vei merge. S-a uitat domnul la el și a zis: Păsările cerului au un cuib, se odihnesc acolo și le e bine, și sunt ocrotite acolo. Vulpile se ascund în vizuin și găsesc un loc de ocrotire, dar fiul omului, cel pe care tu vrei să-l urmezi, nu le are pe astea. Nu are unde să-și plece capul. Și dintr-o dată voluntarul s-a dus. Mă rog, Domnului, într-o seară în care stăm lângă Cuvântul Domnului, să înțelegem că deasupra confortului nostru, noi trebuie să-L iubim pe Hristos. Amin. Doamne, ajută-ne să fim oameni care te iubim pe tine mai mult decât propriul nostru confort. Amin. Nimic mai ciudat decât să auzi de creștini comozi. Creștinismul n-a fost niciodată comod, niciodată. Creștinismul a presupus jerfă, a presupus luptă. Și iată primul voluntar care zice, aude pe Domnul după ce se angajează și zice te voi urma oriunde vei merge, când aude că nu sunt condițiile cele mai confortabile. La revedere. Cum să mă duc la biserică că scaunele tare, acum la noastră, nu sunt tari, că ați, că ați făcut scaune noi și frumoase. Da, să stai în picioare câteodată, să stai pe scaune care nu-ți convin, vai mie! Dragii mei, vreau să vă chem astăzi să împlinim pretenția lui Hristos. Al urma pe Hristos înseamnă al prețui pe El mai mult decât confortul și Biserica Betel zice amin. amin. A venit al doilea. Și zice Domnul așa, vino după mine. Domnei a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Acum, asta pare a suna a obligație familială, nu? A avea obligații față de tată. Acum dumneavoastră știți că ați auzit probabil predicându-se de aici ceea ce spune omul acesta, nu spune altceva decât zice, am să te urbesc, Doamne, dar după ce tata pleacă din lumea asta, după ce îl îngrop pe tata, atunci rezolvăm problema. Nu era tata mort, ci zicea, cât mai e tata încă, mai am de stat pe lângă tata și așa mai departe. Sunt oameni care prețuiesc obligațiile familiale mai mult decât pe Domnul. Acum, eu mă simt dator să fac o paranteză aici. Și să vă aduc aminte că îi scrie Apostolul Pavel lui Timotei și zice Dacă cineva n-are grijă de cei din casa lui, s-a lepădat de credință. Așa zice Pavel. Ba, porunca a cincea, zice să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și mă rog lui Dumnezeu ca toți cei ce sunt creștini, toți cei ce urmează pe Hristos să înțeleagă că au datorii față de cei din casele lor. Dar o datorie mai mare decât față de cei din casă e datoria față de Hristos pentru că El ne mântuiește sufletul. Nici tata nu mi-l poate mântui, nici mama nu -mi poate mântui sufletul, dar Hristos poate să mi-l mântuiască. De aceea, Domnul când a fost întrebat învățătorule, care e cea mai mare poruncă? Și a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. E lucrul cel mai important. Și atunci, cine îl iubește pe Dumnezeu, va ști să-și iubească pe cei din casa lui, în mod obligatoriu, Însă când venim așa cum veneau altă dată unii și când era vorba să închine ceva, Domnului zicea asta, nu se poate. Nu se poate nicicum. Sau veneau cu uh, uh, tot felul de șiretlicuri, ăsta e gorban, ăsta uh, îi dărui Domnului, nu poți să ajut din coace. Dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi că Dumnezeu așteaptă să-i dăm locul întâi în viața noastră. Avem un frate în biserică, mă uit întotdeauna cu drag la el. Îl știu de când era un tânăr adolescent. S-a hotărât să se boteze și nu mai era nimeni din familia lui pocăit. 17 au venit într-o zi la biserică, 17 din familie. Au venit cu el și foarte hotărâți, ce faceți cu băiatul nostru? ce faceți cu copilul nostru? Noi nu facem nimic. A stat în fața lor și bietul de el plin de respect pentru ai lui. Zicea, dar eu trebuie să mă împac cu Dumnezeu. Dar eu trebuie să mă pocăiesc. Și ziceau ei, nimeni din neamul nostru n-a fost pocăit. Așa ceva nu s-a întâmplat. De ce să schimb religia și așa mai departe? 17 oameni stăteau acolo și stăteam noi, vreo trei slujitori ai bisericii, stăteam acolo și încercam să le spunem oamenilor câte ceva. N-a putut să se boteze atunci, a fost o presiune fantastică, dar la câteva zile după aceea, tânărul s-a botezat. Și mă uit cu drag la el cum vine în biserică, împreună cu soția lui, vine în biserică și întotdeauna mă aduc aminte și zic, tânărul acesta a plătit un preț așa de mare în vremea aceea. Un om care și-a prețuit părinții, care i-a respectat, dar care a știut Că Sufletul Lui îl poate mântui unul singur, adică Dumnezeu. Când punem obligațiile familiale deasupra relației noastre cu Hristos, avem o problemă, căutăm scuze de un fel sau altul. Relația cu Hristos trebuie să primeze. Și când ai o relație bună cu Hristos, vei avea o relație bună cu părinții tăi, vei avea o relație bună cu copiii tăi, vei avea o relație bună cu frații tăi, când ai o relație bună cu Hristos. Tocmai de aceea, dragii mei, când Îl urmăm pe Hristos. El vrea să-l punem pe el deasupra oricăror obligații familiale, deasupra oricărui confort. Și pentru că am zis, tatăl acestuia nu era mort. Omul acesta credea că e important să îl urmez pe Domnul, dar nu e urgent. Eu mă îngădui în această seară să vă aduc aminte dumneavoastră tuturor celor ce sunteți la Betel în Oradea. Al urma pe Domnul, este un lucru foarte, foarte, foarte urgent. Știți de ce? Suntem oameni atât de vulnerabili. Astăzi suntem și mâine s-ar putea să nu fim. Ascultam astăzi, mergând pe drum, ascultam un podcast în mașină și cineva vorbea despre Hotărârile pe care le iau oamenii la început de an. Și răspunsul celui ce a fost întrebat despre hotărârile de la început de an a fost: Stați ușor. Mâine nu e al nostru. Noi nu avem mâine. Mâine e al Domnului. Atât. Noi astăzi trebuie să facem tot ce știm că trebuie făcut. Astăzi trebuie să facem tot ce știm că trebuie făcut. Nu să zicem de mâine sau după ce îl voi îngropa pe tata, atunci te voi urma pe tine. Nu, dragii mei, aș vrea să înțelegem că este o urgență a urmării lui Hristos. Și dacă încercăm să amânăm, zice cartea proverbelor, nu te făli cu ziua de mâine. Că nimeni nu știe ce poate aduce o zi. Tocmai de aceea urmarea Lui Hristos e un lucru urgent, e un lucru care trebuie pus mai presus decât, decât obligațiile de familie, mai presus decât confortul personal. Și uitați-vă, un al patrulea om zice așa, la versetul 61, un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Conjuncția asta, dar ciudată, pe mulți îi ține departe de Dumnezeu, dar eu aș face asta, dar, m-aș pocăi, dar, o, oh, acest mic cuvânt, conjuncția aceasta din trei litere, pe mulți îi ține departe de mântuire, pentru că ei condiționează lui Dumnezeu. Și vine Domnul când îl aude pe ăsta și înțelege că bietul de el credea că e important să-l urmeze pe Domnul, dar bietul de el credea că nu e mai important decât vechiul mod de viață, decât vechile relații. Adică întâi vechile relații să mi-au rămas bun, întâi cu ceilalți și după aia vin. Dragii mei, iertați-mă că fac această subliniere pentru a nu știu câta oară. Dacă este ceva important, pentru orice trăitor pe acest pământ, important este să-L urmeze pe Domnul, să se țină aproape de Dumnezeu. Lucrul acesta e cel care contează cu adevărat. Dragii mei, aș vrea să înțelegem așadar că un creștinism care e cu picioarele în două luntri, adică și aici și așa, nu ajută pe nimeni și nu mântuiește pe nimeni. A încercat, au încercat filistenii cândva, dacă vă uitați la începutul cărții lui Samuel, ei aveau pe Dumnezeul lor Dagon, dar la un moment dat au pus mâna și pe chivotul lui Israel și au zis, dacă avem noi doi Dumnezei, dacă suntem și cu Dagon și cu Dumnezeul lui Israel, ce bine o să ne meargă nouă. Numai că nu le-a mers bine deloc. Și vreau să înțelegem că sunt oameni cărora li se pare că ei pot și cu Hristos, dar și cu ale lor numai. Dragii mei, voia lui Dumnezeu este să-l urmăm pe Hristos cu dedicare totală și cuvintele acestea, dumneavoastră, le-ați rostit. Nu putem să fim oameni cu inima împărțită. Vă rog să luați în considerare pe Nevasta lui Iov, care stă ca un monument de aducere aminte pentru noi. Femeia aceasta care se uita brea spre calea de scăpare, bani înapoi, spre cetatea care era nimicită și a rămas înțepenită, transformată într-un stil de sare. Lucrul acesta este grav, dragii mei. Și dacă am un mesaj în această seară pentru dumneavoastră, un mesaj pe care îl aduc în numele Domnului, este veniți să-l urmăm pe Domnul cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră cu tot sufletul nostru, cu toată înțelepciunea noastră, să facem tot ce ne stă în putință, să-L urmăm pe El, pe Domnul. Pentru că așa ne-a învățat El, să căutăm mai întâi, adică cu prioritate, împărăția Lui Dumnezeu. asta e numărul unu. Și celelalte lucruri vin în mod normal la locul lor, pentru că dacă punem prioritatea numărul unu la locul ei, toate celelalte se aranjează în mod corespunzător. Așadar, Mesajul meu din această seară este acesta. Al urma pe Domnul este lucrul cel mai important din viață. De-l urmezi pe Domnul în viața pe acest pământ, ești deja câștigător. De nu-l urmezi pe Domnul, ești pierzător. Însă vă rog să mă înțelegeți bine. Într-o seară ca și aceasta, noi putem lua hotărârea și putem să zicem, Doamne, eu vreau să te urmez, dar nu ca voluntari ăștia, ci, Doamne, aș vrea să te urmez indiferent cât m-ar costa. Ascultați-mă, urmarea lui Hristos nu e ca un hobby spre care te apleci așa când dai chef. Din când în când, mă duc duminica la biserică, mă mai duc cândva, nu știu ce, mai citesc câteodată din Scriptură. Nu, dragii mei, urmarea lui Hristos este o practică a fiecărei zile și nimic nu este mai urgent decât al urma pe Hristos. Și urmarea lui Hristos nu este doar o fază din viață. La un moment dat, să zicem, m-am predat lui Hristos cândva l-am slujit pe Domnul cândva, dar am lăsat-o mai moale acum, că uh, deja am făcut și eu destul în viața asta și prin urmare, uh, Dumnezeu care-i bun vede, ascultați-mă, vă rog frumos, fiecare zi din viața noastră trebuie să fie o zi trăită pe urmele pașilor lui Hristos. Uh, Hristos așteaptă să ne dăruim Lui. Asta înseamnă dedicare totală. Și noi am venit probabil să zicem, Doamne, iată viața mea ți-o dau ție, este a ta și mi-am încheiat treaba și stau să mă uit înapoi în istoria vieții mele și zic, atunci mi-am predat viața în mâna Domnului. Știți ce așteaptă Hristos? Haideți să, să fiu ilustrativ. E ca și cum am avea, de dat odată o bancnotă de 500 de lei, că asta e cea mai mare pe care o avem. Să luăm bancnota și să zicem, na, am dat 500 de lei și am încheiat treaba. Și de aici îmi văd de, de ale mele. Nu. Știi cum vrea Domnul să facem plata asta? Câte un leuț în fiecare zi. Câte un leuț dată? De ce? Pentru că fiecare zi trebuie să însemne urmarea lui Hristos. Și în încheierea mesajului meu din această seară, Vreau să vă chem, frații mei, surorile mele, prieteni dragi. Dacă aceasta este condiția intrării în paradis, urmarea lui Hristos, și aceasta este condiția, orice om care e serios cu el însuși va zice, Doamne, eu vreau să te urmez, indiferent cât marco sta. Însă, pentru aceasta, dragul meu, înțelege că în fiecare zi trebuie să faci pasul acesta să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Să te scol dimineața. Să-ți pleci genunchiul lângă acela care ți-a păstrat viața și să zici, Doamne, de mi-ai dat harul să trăiesc în ziua de 23 ianuarie anului 2023. Doamne, de mi-ai dat harul acesta. Vreau ziua de astăzi să o trăiesc urmându-te pe tine. Să-ți faci planul de a urma pe Hristos. Fă-ți planul de a te apleca spre Sfântul lui Cuvânt. Fă-ți planul de a petrece timp cu El în rugăciune. Făți planul de a căuta casa lui Dumnezeu, ori de câte ori ai posibilitatea aceasta. Asta înseamnă să trăiești cu Hristos și pentru Hristos, să-L urmezi pe Hristos. Altfel, rămâne totul o teorie goală. Ne prindem și noi în procentul acela mare de 97% și zicem, gata, ne ducem, noi suntem creștini. Însă, dragii mei, cei ce vor ajunge sus, nu sunt cei ce se numesc creștini ci cei ce-l urmează pe Hristos. Din toată inima doresc ca noi toți să putem să ajungem în rai. Însă pentru aceasta, veniți să călcăm pe urmele pașilor lui. Amin.